ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spune Alexandra Dicu la o nouă ediție a emisiunii La Data Dezestre. Dați-mi voie să urez și eu la mulți ani tuturor ce poartă acest prenume foarte frumos de Nicolae. Le urez multă sănătate și multă fericire. A venit moșu aseară? Domn Petrică, a venit moșu? N-a venit moșu? La mine a venit. Și știi ce mi-a adus? Mi-a adus bomboane. Clementine, am adus și aici, da? Să nu ziceți că am fost rea. Pentru că moșul cred că a zis că am fost rea, că am primit și o nuielușă. Așa, cred că merit. De ce să merit? Merit. Domn Petrică, tot anul am fost aici cu dumneavoastră, în fiecare duminică. M-ați considerat rea? Eu n-am zis că e rea, dar cine știe, ești în altă. Cred că mami s-a întâlnit cu el. Dar bine, mi-a adus și haine și... Nu sunt supărată rău pe el. Ei bine, astăzi am ales să am alături de mine pentru prima oară în cadrul emisiunii La Dezestre. Vreau să spun că am fost foarte bucuroasă că mi-a acceptat invitația doamna Anca Mărgineanu. Bună ziua, bine te-am găsit, mă bucur să fiu astăzi alături de tine. Chiar mă simt binecuvântată că într-o așa zi mare de sărbătoare suntem împreună. Salut toți telespectatorii și spun și eu la mulți ani din suflet sărbătoriților de astăzi. Noi mai așteptăm un invitat să vină, da? Sigur. Dar se lasă așteptat. Da, și lăsăm așa un suspans lumea să aștepte, o surpriză. Exact. Un prieten drag mie și cred că tuturor celor care ne urmăresc. Să știți că la noi sună foarte mulți telespectatori. Nici n-am început bine că deja avem un telespectator. Alo, bună ziua! Bună ziua! Sunt Margareta de la Amărăști. Bună ziua! Vreau să vă urez mult succes și toată fericirea din lume, sărbători fericite. Am auzit-o pe invitata ta, cântă foarte frumos. Mulțumesc! Vreau să urez și eu copiilor mei multă sănătate, Ana Cristina și Sorin Gheorghe, tuturor celor care poartă numele de Nicolae, Nicoleta, la mulți ani, Lunea Petrică și întregii echipe, multă sănătate, doamnelor mele, Florentina, Angela, Viorica, Dida, multă sănătate, vecinei mele, Nicoleta Ionescu, împreună cu băiețelul ei, care îl cheamă tot Nicolae, la mulți ani, și o poezioară. Vă ascultăm. Nicolae, 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 între două nu te plouă, nu te opri nici la nouă, până la 99. Cea brunetă-i stoardesă are să te poarte lesă. Când să-ți iei comisiuni, a zburat în avion. Oi, oi, bătute-ar focul, mânce-te-ar norocul, pune-o dată, hei, ori mă iei, ori nu mă vrei. Hai, Nicolae, tai iarba, că nu te-am luat deja, ba. Alergai dusă în grabă, să mă alerg doar cu o gloabă. O vulpiță înțolată, cu ifoțe și galantă, de-ai fi milionar, nu te-a zâmba nici un an. Țarlășcată-i de la țară, nu te-ar lăsa pierde vară. Să te duci să muci văcuța, să duci fânul cu căruța. Gândul tău hoinază sare, că pe toate nu le are. Poți să alegi și dintr-o mie, doar cu altă pălărie. Atât, mulțumesc! Și noi vă mulțumim, doamna Viorica, o poezie foarte frumoasă, doamna Margareta, mă scuzați, cred că ne vorbește doamna Viorica. Foarte frumoasă poezia, mai ales acum de Sfântul Nicolae. Doamna Anca, știu că veniți de la Sibiu. Da. Cum a fost drumul? Foarte bun. Cu soare și cu peisaj frumos de toamnă târzie, să zic așa, că uite, n-avem încă zăpadă. La Sibiuani este? Nu, anis, nu. Dar știu că aveți un târg de Crăciun foarte frumos. Da, te aștept acolo la noi, la Sibiu, să te introduc în atmosferă, dacă îți face plăcere și vii la noi. Da, e foarte frumos Sibiu. Da. Am fost în vară cu trenul. Da, este frumos. Este un oraș liniștit și cu oameni calzi și buni.
am ocazia să merg foarte des prin multe orașe ale țării, în special în București, și au tot mai multă lume impresionată de Sibiu și am cunoștințe care chiar își doresc să se mute la Sibiu. Ce ați făcut aseară? A venit moșul? Știu că aveți un băiețel, nu pare. Da, a venit moșul și dacă ai amintit și de băiețelul meu, chiar mă gândesc că alta-i viața cu el și altfel simt sărbătorile și sensul ăsta al moșului, al cadourilor oferite din suflet și nu numai lucruri materiale. Dincolo de asta, iubirea necondiționată pe care o primesc de la el. Haideți să mai luăm un telefon. Alo, bună ziua! Alo, Sărmâna! Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua! Alo! Bună ziua, ne auziți? Auzim. Aș vrea să fac și eu câteva dedicații pentru bunicii mei din Bogdănești, pentru surorile mele Alexandra și Agita din Italia, pentru părinții mei, cu dedicație specială pentru tatăl meu și pentru colegii mei și doamna dirigintă. Desigur, cu mare drag! Mulțumim frumos de telefon! Toate melodiile de astăzi invitate mele să fie special pentru tine! Doamna Anca, eu sunt foarte nerăbdătoare și vreau să ascult acea priceaznă. Nu? Acum urmează. Da. Dar o să urmărim și videoclipul. Foarte frumos. Vreau să vă spun că în perioada aceea de Paște am ascultat-o în continuu. Eu și mami ne plăceau foarte mult. Am dat la maxim. Mulțumesc din suflet. Da, este o priceaznă foarte dragă sufletului meu. Cred că cel mai reprezentativ cântec pe care îl cânt chiar cu toată ființa și care mă impresionează până și pe mine când îl cânt. L-am primit de la duhovnicul meu de la Sădinca, de la Părintele David, să-l țină Dumnezeu sănătos. Și din reacția oamenilor am înțeles că aduce alinare sufletelor și îmi doresc mult acest lucru. Vom vorbi mai multe despre această priceasă, dar mai întâi haideți să o și ascultăm. După care am plâns
ta și pe care l-am dorit. Unde să mă duc eu, Doamne, când mi-e sufletul zdrobit și când inima mea varsă plânsul cel mai chinuit. Unde să mă duc eu, Doamne, când ușile mi se închid și când cel de mai aproape mi-e mai rece ca un zid? Unde să mă duc eu, Doamne, când mi-e sufletul zdrobit și când inima mea varsă plânsul cel mai chinuit? Foarte frumoasă. Mulțumesc. Am rămas așa. Da, ne-am conectat spiritual. Sunt convinsă că și telespectatorilor le-a plăcut. Doamne ajută! Vreau să vorbim puțin despre videoclip. Unde a fost filmat? La Cisnădioara, la cetate, lângă Sibiu. Foarte frumos. Da, și cu ocazia asta chiar vreau să le mulțumesc băieților, Brilinski și Mitică. Au făcut o treabă foarte bună. M-au surprins că le-am trimis... Dumneavoastră ați avut ideea aceasta? Acum vreau să-ți explic. Le-am trimis piesa și Mitica a făcut regia. Am avut câteva idei, dar m-am lăsat pe mâna lui știind că e talentat și are inspirație și uite că a ieșit videoclipul ăsta. Da. Am lucrat o zi la el, dar și cu peripeții. De ce? Păi dacă ai văzut, eram de sculță și am filmat toată ziua de sculță și la un moment dat, când cad, chiar se poate vedea că am răni pe talpă și chiar mă gândeam că cumva accentuează starea pe care trebuia să o transmit în videoclip lucrul ăsta și cred că am reușit. Și chiar v-ați lovit? Da. Eram în pădure, pe crengi. Nu vei era frică să mergeți așa de scurs? Nu. Am vrut neapărat să filmez așa, să redau cât pot din greutatea cuvintelor și ce transmite melodia asta și cred că am reușit, nu știu. Am făcut din suflet oricum. Noi avem un telefon. Alo, bună ziua! Alo! Bună ziua! Bună ziua, frumoase domnișoare! Bună ziua! Vă doresc la mulți ani. Mulțumim, să fiți iubite, fericite și felicitări pentru frumoasa domnișoară pe care ați adus-o în emisiune. Aș dori să fac și eu niște dedicații. Vă ascultăm! Pentru ciobanul Nicolae din Ostroveni, pentru Simtea Nicolae, pentru familia Sarsan din Băbeni și familia Chilon. Desigur, cu mare drag.
Sănătate. Și pentru toți Sfinții Nicolae care sărbătoresc astăzi frumoasa zi. La mulți ani, le spunem. În continuare vă doresc o zi frumoasă, plăcută și multe, multe realizări. Mulțumim. Mulțumim la fel. La revedere. Eu a zice acum să vă așa ascultăm cu melodiile dumneavoastră. Îmi plac la nebunie. Mulțumesc. Am câteva din ele și pe telefon. Mulțumesc. Haideți să vă ascultăm. Cu drag. Mi-o zis o nevastă în sat, măi, la-la-la-la-la-la-la. Să-mi pun busul eu sub cap, măi, la-la-la-la-la-la-la. Să-i visez pe aleu sit, măi, la-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 la. Să știu cu cine n-o mărit, măi, la-la-la-la-la-la-la-la. Să știu cu cine m-a mărit, măi, la-la-la-la-la-la-la. Busul ioc eu n-am găsit, măi, la-la-la-la-la-la-la. Și-am visat un om urât, măi, la-la-la-la-la-la-la. Bată să bată de soartă, la-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 la. Mai bine stau nemăritată, la-la-la-la-la-la-la-la. Decât lâng un om urât, măi, la-la-la-la-la-la-la. Mai bine singură cuc, măi, la-la-la-la-la-la-la. Că și lumea e singură, măi, la-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 la. Și nu plânge că e așa, măi, la-la-la-la-la-la-la-la. Și nu plânge că e așa, măi, la-la-la-la-la-la-la. Busul i-o purtat la joc, măi, la-la-la-la-la-la-la. Roagă-te să am noroc, măi, la-la-la-la-la-la-la. Că și eu te-oi să mă n-au, măi, la-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 la. Prin toată grădina mea, măi, la-la-la-la-la-la-la-la. Și te-i pune printre flori, măi, la-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 la. La 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 la.
seară, la 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 la. O lăsat alaltă seară, la 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 la. Mi s-o dus bădița, n-am cui să-i sărut gurița. Cântă cu ce tare, inima mă doare. Mi s-o dus bădița, n-am cui să-i sărut gurița. Cântă cu ce tare, inima mă doare. La 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 la. Mi s-o dus bădița, n-am cui să-i sărut gurița. Cântă cu ce tare, inima mă doare. Mi s-o dus bădița, n-am cui să-i sărut gurița. Cântă cu ce tare, inima mă doare. La 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 la. Mi s-o dus bădița, n-am cui să-i sărut gurița. Cântă cu ce tare, inima mă doare. Mi s-o dus bădița, n-am cui să-i sărut gurița. Cântă cu ce tare, inima mă doare. Super, vă invităm la live cu dumneavoastră. Dar vă place așa mult? Mi-am adus mulțumesc aminte de această melodie. Avem un CD-ul cu mai mulți invitați, cu mai mulți soliști de muzică populară și această melodie pe lângă Pricioasnă și mai sunt încă două melodii, le avem pe acel CD-ul în mașină și mereu când mergem așa la drum lung, vă ascultăm. Mulțumesc, cu mare drag. Mulțumesc din suflet. Sunt compleșită. Avem un telefon, ală, bună ziua! O să rămâne, domnișoară. Bună ziua! Nicolae de la Orlești. La mulți ani! La mulți ani! Vă mulțumesc frumos, să rămâinile. Aș vrea să fac și eu câteva dedicații. Vă ascultăm. Pentru prietenul meu, Nicolae Grere de la Orlești. Pentru Florin Popescu. Și pentru tatăl meu. Desigur, pentru toți pe care și aș vrea o melodie, dacă se poate, și aveți dumneavoastră, o melodie ciobănească, că e... Da, urmează imediat, să vă cânt cu mare drag. Vă mulțumesc frumos, sărămâinile! Mulțumim frumos de telefon, vă urăm încă o dată la mulți ani și toate melodiile de astăzi să fie special pentru dumneavoastră. Ia uziți, telefoanele sună în continuu. Sper că vă place la noi. Cum la să nu, mă simt foarte bine. De aceasta vreau să vă întreb de melodia aceasta, dar deja colegii mei nu mă lasă pentru că mai avem un telefon. Cum să nu? Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Sunteți în direct? Alo, vreți să vorbiți cu noi? Au emoții, cred că are emoții, da, dar nu contează pentru că noi luăm următorul telefon, dar în continuu sună telespectatorii noștri. Alo, bună ziua! Alo! Bună ziua! Bună ziua, domnișoară! La băbăbă de la Ghiviarăși, Sterică Ionescu. Vă ascultăm! Îmi place foarte mult de adresa, am văzut-o și la noi la spectacol în Băbeni. De multe ori am văzut-o, nu numai văzut-o. O cântăreață foarte bună. Mulțumesc!
Și noi pe aici, dar vă spun că dânsa le cam dă linchi. Sincer, ăsta e adevărul. Eu nu cunosc decât din ce am văzut un spectacol ăsta așa, dar și am văzut și videoclip acum foarte frumos. Foarte frumos. Mulțumesc de suflet. Vreau să vă spun o dedicație pentru nora mea, care se dă de nume, nu de naștere, și pentru ginerii meu, pentru copii, pentru prieteni și dumneavoastră vă urez în continuare emisiune plăcută. Mulțumim. Vă stimez, vă iubesc și vă urmăresc în continuare. Mulțumim, sănătate! Doamne ajută! La revedere, mulțumim frumos de telefon. Iată că aveți fani la Roșii la Lumii cu Vâltă, da. Nu numai la Sibiu. Păi, cum ziceam, că am și prieteni, colegi de cântec aici și... Vreți să salutați? Poate ne urmăresc? Da, n-aș vrea să uit pe cineva, dar îmi vine acum în gând Ana Maria Iorga... Marius Țugulescu, Ana Gheorghescu, îi salut pe toți. Da, Bogdan Cioranu. Și Marius Țugulescu a fost prezent acum vreo 3 săptămâni, nu? 3, 2? Nu, 3, 3 săptămâni, da? Și a plăcut foarte mult emisiunea și am zis că îl mai așteptam. Da, fel, ești o prezență caldă, așa, și cu mult suflet. Și ne simțim în largul nostru, ca acasă. Mulțumesc. Vreau să vă simțiți timp de 2 ore mai bine decât vă simțiți acum. Sunt, ți-am spus, sunt copleșită și mă bucur din suflet că astăzi am avut ocazia să ne cunoaștem și să fiu în emisiunea ta. Mai avem un telefon. Alo, bună ziua! Alo! Alo, bună ziua! Aveți emoții? Puteți să vorbiți cu noi! Alo, bună ziua! Alo! Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Aș vrea să bag și niște dedicații. Da. M-auziți? Da, da, auzim, spuneți. Să rămân, aș vrea să bag și 3 dedicații, dacă se poate. Da. Pentru copilul meu, Alexandru Niculae. La mulți ani. La mulți ani, să vă trească. Pentru nașa mea, Mihaela Nicoleta. Pentru tatăl meu, Niculae, și pentru mine, în primul rând. La mulți ani tuturor! Iată ce familie de Niculae acolo! Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim de telefon. Sper că nu vă deranjează telefonul. Nu, din contră! Mă bucur din suflet că oamenii sunt alături de noi și că ne urmăresc. Avem, așa, un feedback bun din partea lor, se pare. Vrem să vă întreb de costumul dumneavoastră, șoarțele, nu? Așa da, că spuneți și crătințe, dumneavoastră. Astea, într-adevăr, fiind mai late, așa, șoarțe. Eu port Haideți un costum... Haideți să ne luăm un telefon. Cum să nu lăsăm telespectatorul să aștepte. Nu, lăsăm. O să avem timp să vorbim și Bine. Noi. Sper. Dacă nu, oricum ne face plăcere tot ce se întâmplă astăzi. Alo, bună ziua! Alo! Bună ziua! Să rămână Sandra! Vă rugăm să dați televizorul pe aici! Sunt Adriana de la Greci și am o rugăminte la domnișoara Anca, toate melodiile de astăzi să fie transmise pentru Nicoleta, Nicolae, care din partea ta, la ultimul cuvinte, să te feric doamna, Nicolae ăla ești. Cu siguranță să vă cânt și acea melodie. Da, vă mulțumesc foarte mult, vă doresc sănătate multă, fericire și noroc. Mulțumim frumos! Sănătate, Doamne ajută! La revedere! Chiar mă gândeam, cum e asta, să nu facem melodia Nicolae ăla aici, când am cântat-o în fiecare emisiune, ar fi chiar așa nu să se, astăzi cântă... n-avem cum, astăzi are prioritate, clar. Avem un telefon, alo, bună ziua! Alo, să rămâinele, iar vă deranjează Nicu de la Părlești. Bună ziua! Nu ne deranjați! Uite, acum am venit și-o transformat pâile și m-am intrat acasă, la Orlești, și aș vrea o melodie bănească spre pentru băiatul meu care a făcut alanterii vârsta de 6 ani. Mulțumite. Și tot pe el, îl cheamă și pe el, tot Nicolae. La mulțumite. Și are două nume de sfânt, Nicolae și Gheorghe. Și aș vrea ca doamna să-i facă o dedicație așa frumoasă.
Urmează o jiană mândră despre oi. Dacă ne rămâneți alături, eu vă dedic cu drag tuturor. Da, vă mulțumesc frumos, să rămâinile. Doamne ajută! La revedere! Haideți să vorbim puțin de șoarțele dumneavoastră. Da, eu port un costum de avrig. Eu m-am născut și am locuit în Racovița. Părinții mei încă sunt acolo și, practic, reprezint țara Oltului spre Făgăraș. Și atunci, că lumea mai are dilema asta, de ce nu am costumul în totalitate alb-negru de mărginime. Eu reprezint țara Oltului și la avrig așa se purta. Mă simt norocoasă că... Este pentru prima oară când văd așa ceva. Da, că am posibilitatea să port și un pic mai colorat. Că am și alb-negru de mărginime, dar și așa. La fel și năframă, nu e toată neagră. Este un costum de avrig de țara Oltului. Mie îmi plac șoarțele dumneavoastră și a zis că vă plac chiile noastre. Da, ador portul vostru și folclorul vostru. Cum ziceam, fiind la Racovița, ușor cu la granița cu Boița, cu Vâlcea, cu partea asta, simt mult zona asta și chiar mi-e drag să o cânt la evenimente. Avem oameni din zona asta aproape la toate evenimentele și mi-am îmbogățit așa repertoriu și cu sârbe, cu hore. Cântați și sârbe? Da, îmi plac foarte, foarte mult. Ce frumos! Da! Ai văzut că la evenimente oamenii așteaptă tot felul de melodii și chiar îmi face mare plăcere. Am colegi minunați cu care cânt acolo la Sibiu, cu Radu Nechifor, cu Naiu și pe Nai sârbele și orele vin așa mănușă și chiar să știi că abordăm și repertoriul din zona asta. E frumos! Haideți acum să ne cântați acea jeană și pentru telespectatorii noștri, da, care abia o așteaptă și da, pentru noi să o ascultăm. Bine! Din viață ce-i frumos și trăiește cu folos. Nu trudi prea multă lume, că nimic nu iei cu tine. Ia din viață ce-i frumos și trăiește cu folos. Nu trudi prea multă lume, că nimic nu iei cu tine. Ce-i frumos și trăiește cu folos. Nu trudi prea multă lume, că nimic nu iei cu tine. Ia din viață ce-i frumos și trăiește cu folos. Nu trudi prea multă lume, că nimic nu iei cu tine. Oh,
iubit. Ia din viață ce-i frumos și trăiește cu folos. Nu trudi prea mult în lume, că nimic nu e cu tine. Ia din viață ce-i frumos și trăiește cu folos. Nu trudi prea mult în lume, că nimic nu e cu tine. Trăiește cu folos. Nu trudi prea mult în lume, că nimic nu e cu tine. Ia din viață ce-i frumos și trăiește cu folos. Nu trudi prea mult în lume, că nimic nu e cu tine. Și ciobanii în urma lor cântând din fluier cu dor. Pleacă oile la munte pe drumuri de vânt bătute. Și ciobanii în urma lor cântând din fluier cu dor. Faine sverile la stână când se trec cu voie bună, lângă turma de oițe cu ciobani și cu băcițe. Faine sverile la stână când se trec cu voie bună, lângă turma de oițe cu ciobani și cu băcițe. Brazilor, de apa de la izvoare și boienile cu soare. Toată iarna le-a fost dor de mirosul brazilor, de apa de la izvoare și boienile cu soare. Faine sverile la stână când se trec cu voie bună, lângă turma de oițe cu ciobani și cu băcițe. Faine sverile la stână când se trec cu voie bună, lângă turma de oițe cu ciobani și cu băcițe. Singurele, le aduc cu ei la stână să le facă brânza bună. Băcițele tinerele nu le lasă singurele, le aduc cu ei la stână să le facă brânza bună. Faine sverile la stână când se trec cu voie bună, lângă turma de oițe cu ciobani și cu băcițe. Faine sverile la stână când se trec cu voie bună, lângă turma de oițe cu ciobani și cu băcițe. Ciobanii spuși pe cântat și-și învârt băcițele pe toate jienele. Când oile s-or culcat, ciobanii spuși pe cântat și-și învârt băcițele pe toate jienele.
faine sverile la stână, când se trec cu voie bună lângă turma de oițe, cu ciobani și cu băcițe. Faine sverile la stână, când se trec cu voie bună lângă turma de oițe, cu ciobani și cu băcițe. Domn Petric, îi place. Acum vă las să aplaudați, pentru că și mie îmi place, nu că ceilalți nu-mi plăceau. A fost a doua melodie aceea cu... cu ciobanii, dar da. Sunt convinsă că telespectatorii sunt alături de noi și cred că le-am făcut o bucurie, dacă toți și-au dorit să cânt ceva de oi. Da, am ales să am în repertoriu și tema aceasta, deși ți-am zis, nu vin, nu sunt... din mărginime, jet pe jet. Dar evident că îmi place și mă reprezintă cântecul de suflet, de dragoste, de care transmite o emoție aparte. Locuiesc chiar în Sibiu? Da. Chiar în oraș? Da. Da, m-am căsătorit și locuiesc în Sibiu. Am crescut la țară, la ai mei, la Racovița, și am avut o copilărie foarte frumoasă și mă bucur că fiul meu are ocazia să copilărească și el acolo. Că, din păcate, uite, în weekenduri când sunt plecată... Da, ce a zis acum când v-a văzut că plecați tocmai astăzi? L-a venit Moș Nicolae, când se petrece de-ți alături da, de el? Mă doare sufletul câteodată că... deși are 3 ani, este destul de matur și conștientizează multe lucruri și când îl aud, când îmi spune că mama, iară pleci, o să-mi fie dor de tine, parcă nu mai vine să plec, dar n-am ce să fac și încerc să le împarc pe toate. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă. Asta contează. Că în rest le facem și le ducem. El nu cântă. Încă e prea mic, dar are înclinație, îl simt, îi place, dar cred că nu o să cânte muzică populară, nu știu, am așa o de presimțire, ce? Pentru că nu îi place. Zice, mama, nu-mi place muzica asta. Dar vă place cum, îi place cum cântați. Da, da, și îi cânt și altceva, dar într-adevăr, când cânt muzică populară, încă îți dai seama, e foarte mic să rezoneze cu muzica deocamdată, dar cred că mă moștenește. Sunteți singură la părinți? Nu, mai am o soră, mai mică cu 4 ani și mă ajută, draga de ea, îi mulțumesc. Ai, acum este cu cel mic? Da, este la Racovița cu părinții mei și cu ea. Ea și ea e căsătorită, încă n-au copii și își face antrenamentul, așa. Să se obișnuiască. Da, e drag și lui Mario de ea și invers. Și de multe ori săracul zice, eu am 2 mame. Și mami și Cori, tu și Cori. Da. Asta este, n-avem ce face, dar ți-am zis, important e că suntem sănătoși și le ducem așa cum le avem. Este cu minte el? Mai face prostii? Cam zbâtios așa, dar îmi place că e energic și că are inițiativă. Face și pozne, că așa sunt toți copiii și mai ales că e băiat, dar îmi place temperamentul lui. Mai mult decât dacă m-ar fi ascultat 100%. Așa am fost și eu și cumva asta vreau retrăiesc. Să spun că și dumneavoastră ați fost așa, da, în copilărie. Da, retrăiesc. Bine, ați fost cea mare, dacă a zis că sora dumneavoastră, da, mică cu 4 exact. Ani. Mă regăsesc așa și mi-amintesc și de copilăria mea odată cu el. Bine, îi mulțumesc Dumnezeu că e sănătos și că are inițiativă așa și plin de viață și lipicios și el iubește oamenii și viața. Trebuia să veniți cu el. A, data viitoare, promis să-l aduc. Îl îmbrăcăm în costum și pe el. Da, și să veniți cu el, da? Să-l vedem și noi. Cum îl cheamă? Mario David. Maria, ce frumos! Da. S-a născut chiar pe 16 august, de o zi după Sfânta Maria și am convenit cu soțul meu să cumva un derivat, deși nu este 100%, nu e clar, nu e românesc, dar da, nu știu, am ales așa.
Vreau să dau câteva dedicații. Am pe aici atâtea foi. Domn Petrica mi-a scris lezitor pe primele două, da? Deci, din partea echipei Etalon, domn Petrica, Raul, dar și din partea mea, pentru colegul nostru Nicu Cismaru, eu vreau multă sănătate și multă fericire. Se reparte numai de bine, de bani, de ce vrea omul. Da. Așa, și din partea lui domn Petrica pentru fiul său, Niculiță Denis Constantinescu. La mulți ani. Îi urăm și noi la mulți ani, multă sănătate și multă fericire. Așa, am terminat cu foaia mea, am un cadou. Așa, iar asta este din partea tatălui meu. Îmi pare rău că nu l-a prins, este la gară. La data viitoare. Sigur. Așa, din partea instructor, din partea lui pentru instructor general, Enache Nicuș și Idu Nicolae de la regionala Craiova CFR Călători. Urăm la mulți ani, multă fericire și pentru mama Nicolisa. Așa. Este ziua ei. Acum că ai pomenit, tatăl tău lucrează la gară. Da, lucrează. Ok, acum înțeleg. Vezi, uite că avem un punct comun. Și tata e șef de gară. Serios? Deci, la fel și da. Vorbim mai multe în publicitate, bine. Dar mai avem un telefon. Alo, bună ziua! Eu? Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Adelmedia Nicoleta și sunt din Zăviden și aș vrea să dau niște dedicații pentru tataia meu Cristi, muzică ciobunească, pentru surioara mea Patricia, pentru prietenul meu Adrian, pentru bunica mea Mariana, pentru mama mea Maria și mama mea Oana. Desigur. Melodii ciobănești. Bine, mulțumim. Mulțumim frumos pentru telefon. La revedere. La revedere. Invitatul celălalt a ajuns în regie, dar nu-l băgăm acum, îl băgăm în a doua parte de emisiune. Sigur, da? Că da, dacă tot a venit vorba de tema asta, de mărginime, de oi. El cu siguranță o să satisfacem cumva toate gusturile. Acum publicitate și revenim în a doua parte de emisiune.